Bună ziua și bine v-am găsit! Tema cu care vin astăzi în fața voastră este pictând viața. Am căutat-o pe malurile Atlanticului acum 2 săptămâni și am zis în momentul în care va veni, mă va găsi, pentru că așa fac eu în general cu temele mele. Și de ce această temă? Pentru că în mine a apărut imaginea că fiecare dintre noi, când apărăm pe această lume, este cel mai frumos dar pe care îl putem primi aici, este viața. Viața noastră se așternă în tocmai unei pânze albe, curată, în care noi suntem invitați să începem să o pictăm, să începem să ne aducem propria valoare, propria contribuție, să-i dăm propria noastră energie și modul în care noi o percepem. Și venim cu atâta libertate pe care o avem în noi, cu atâta interes, cu atâta dorință. Și pe lângă asta mai există alte dorințe. Vine așa automat, e foarte sensibil acest lucru de manevrat. Pentru că vin alte dorințe ale celor din jurul nostru. Evident, când vine un copil pe lume, este o bucurie imensă pentru toți care îl așteaptă. Și atunci ce se întâmplă? Vin cu atât de multe proiecții, vin cu atât de multe așteptări. Fiul meu va fi pianist. Ba nu, zice tatăl, va fi doctor. Ba nu, să fie inginer. Ba nu, să fie sportiv. Și fiecare dintre noi, ca părinte, ajungem la momentul ăsta să proiectăm asupra copilului cele mai frumoase dorințe, cele mai frumoase intenții, pentru că fiecare părinte dorește ce e mai bun pentru propriul său copil. Doar că se poate întâmpla și adesea, din păcate, ca propriile dorințe ale părinților, dorințele părinților să nu fie propriile dorințe. Și atunci, ce fac? Eu mă tot duc pe un drum, îl bătătoresc, vreau să răspund acestor programe de fidelitate față de părinți, pentru că vreau să-i îmbunez, vreau să-i bucur, vreau să fie mândri de mine. Și mă duc pe o cărare care deja este știută, adesea este moștenită, știm generații întregi de doctori, de aviatori, am cunoscut și probabil fiecare dintre voi. Și efectiv mergem pe acest drum și mă gândesc că pânza aceasta este în continuare atât de liberă, dar mă duc doar pe un singur drum pe care îl cunosc. Este și sigur, încep să mă simt confortabil în el. Și atunci încep să am două variante. Ori încep să-l frec pânza și atât de mult o bătătoresc, până când uneori se rupe. Și am nevoie să fac un pas în afară și să mă descoper pe mine. În momentul în care las un drum, ca să las așteptările celorlalți asupra mea, mă orientez cu așteptările privind eu, așteptările față de mine. A fost anul în care, pentru mine, de exemplu, în 2003 am început demersul meu de autocunoaștere și dezvoltare personală. Până atunci știam că vreau să fiu asistent social, să contribui la o lume mai bună și îmi spunea mie în facultate, dacă un singur om va fi ajutat și va avea o viață mai bună după ce eu am lucrat cu el, eu sunt mulțumită și înseamnă că mi-am făcut menirea. Ei bine, momentul în care am început să găsesc drumul acesta al dezvoltării personale a venit ca o lumină pentru mine, ca o nouă bucurie care s-a așternut și atunci am început să descoper ce înseamnă fidelitatea față de alții și fidelitatea față de mine. Eram atât de constrânsă, aveam atât de multe limitări și știam că lucrurile trebuie făcute doar într-un anume fel și al meu este cel mai bun, dacă se poate. Și a trebuit să trec printr-o penitență de 3 ani de zile. Colega mea cu care lucram zicea, Cristina, nu mai zice că ai fost tu în penitenciar, în pușcărie, de-a dreptul. Am fost acolo ca să lucrez. Am lucrat cu deținuții condamnați pe viață, am lucrat cu cei aflați în regim de maximă siguranță și acolo mi-am dat seama că la rândul meu eram la fel de prizonieră în gândurile și în limitările mele, în tot ceea ce eu credeam că trebuie făcut într-un anume fel și doar așa cum zic eu sau așa cum consideram eu. A trebuit să-mi deschid ochii și să-mi dau seama că pânza mea mai are nevoie de culoare, mai are nevoie să las și alte lucruri să vină în viața mea. Și am început să explorez. Am avut și șansa să lucrez cu oameni care erau în ultima fază a vieții și aici acești oameni m-au învățat că cei care mor mă învață să trăiesc. Și atunci când trăiesc, încep să aduc în mine acea bucurie de viață, acea vitalitate. Și cum o fac? O fac lăsându-mi inspirația, lăsându-mi dorința inimii mele să rotească în mine, să văd exact ce anume vreau eu să aduc aici și să o cunosc. Am trecut prin mai multe revelații, evident, ca fiecare dintre noi și am zis că cel mai important lucru este să las acea pată de culoare
Și să nu las doar una să vină peste mine, să las mai multe să vină. Pentru că ceea ce este important pentru mine, la finalul unei vieți, este să ajung să am o culoare, o viață colorată. Tot ceea ce las în urma mea este un tablou. Este atunci când eu nu voi mai fi. Va rămâne după mine o amintire, o memorie a modului în care eu am fost și m-am raportat la ceilalți. Și a fost trecerea pe care eu am făcut-o și țin minte că la un moment dat într-o călătorie în avion eram, pur și simplu m-am oprit și am zis, dacă acum s-ar prăbuși avionul, aș zice că mi-am trăit viața minunată. Și atunci mi-am dat seama că mi-am găsit propria mea libertate, că eram împăcată cu mine și mi-am zis că nu mai aștept să-mi colorez viața și să tot proiectez că voi trăi 70 de ani, 80 de ani, 90 de ani. Vreau să-mi trăiesc viața în fiecare zi și în fiecare zi se dau acea pată de culoare, acea strălucire. Și un lucru care mi-a venit la un moment dat a fost că viața e făcută din aceste momente banale și că oamenii anonim îmi pot face viața extraordinară. Pentru mine oamenii sunt o esență, sunt o resursă permanentă, pentru că cred că am venit aici pe acest pământ ca să ne întâlnim, să ne îmbogățim, să împărtășim și că astfel putem să contribuim la o planetă care să trăiască mai ușor. Eram în Africa, într-o călătorie, și acolo am putut să simt cel mai puternic vibrația pământului, când într-adevăr am simțit că suntem cu toții rude. Până la în Africa se întâmpla în 2011, trăim așa, adică îmi plăcea, credeam că suntem cu toții minunați, dar acolo am simțit efectiv rădăcinile noastre ale tuturor comune. Și din acel moment am zis că pur și simplu să las după mine acest tablou care vine, să-i dau acea culoare și să mă raportez la fiecare cu acea bucurie de a inspira, de a aduce întâlniri. Și mă gândesc în același timp că modul în care eu mă întâlnesc cu tine, am nevoie să mă mișc, pentru că simt tot timpul că vibrația este atunci circulă. Viața este în flux și în mișcare, nu atunci când stau pe o scenă. Scena este a fiecăruia dintre noi. Ne aparține fiecăruia. Și putem să o colorăm. Pot să colorez cu momente fantastice, cu oameni pe care îi întâlnesc, cu experiențe pe care le am, cu ceea ce eu generez și mai ales cum îmi iau culorile și să le las să curgă prin mine. La un moment dat, lucrând cu oameni, pentru că asta este munca mea, mi-am dat seama că nu există oameni răi. Există doar copii care nu au fost iubiți la momentul potrivit, exact așa cum ar fi avut nevoie. Pentru că fiecare dintre noi, la un moment dat, am fost un copil minunat și avem nevoie doar să lăsăm acest spațiu liber, pentru ca fiecare copil să-și deseneze propriul tablou, să lase propria sa pândă în urmă și să o lase să se bucure, să fie cu vitalitate, să fie cu un mesaj. Iar mesajul este dat de modul în care eu, când am interacționat cu tine, ce am lăsat în urma ta? Am lăsat un zâmbet, am lăsat o culoare, am lăsat un gest, am lăsat o îmbrățișare, am lăsat o poveste, am lăsat o interacțiune, am lăsat o idee. Și fiecare dintre noi, când punem în comun și începem să împărtășim, să ne deschidem, putem primi foarte multă valoare, pentru că totul se potențiază între noi atunci când lăsăm loc să dăm și să primim. Și mai cred că locul și rostul meu aici, pe acest pământ, este din iubire. Se continuă tema aventurilor și a iubirii, cred, ce va veni legat și de copii. Pentru că totul se leagă atunci când faci lucrurile cu iubire. Pentru că iubirea pentru mine are, este esențială. Și mi se pare cel mai important lucru să ai cu cine să mergi la drum, să lași acest tablou în urma ta, această pânză, că atunci când eu mă uit în urmă să zic, asta am fost. Și ceilalți, când își amintesc, modul în care își amintesc este de bine, de rău, și atunci mă las ghidată să las cât mai multe gesturi.